Ai Alef News. Știu ce spun. Avem rezultate. PSD-ul a câștigat alegerile. Noaptea cele mai reduse prezențe la vot. Politicienii sunt la fel. Eu, cetățeanul, îmi fac treaba. Ei nu și-o fac. Știu ce te interesează. Ni se fură forța de muncă. E revelația ministrului finanțelor Florin Câțu. Când numărul românilor plecați să-și facă rost peste granițe a ajuns la aproape 6 milioane. Se duc acolo unde sunt mai bine plătiți. Știu cum să te fac curios. Iar guvernul a lansat autostrada către nicăieri. Astăzi guvernul nu a mai lansat nici măcar calea ferată de la Otopeni. Care vine să arate determinarea noastră, a mea cu siguranță. Comisarul Vernă, Klaus Vernă. Știu cum să te emoționez. Bună seara, la mulți ani România, la mulți ani români, oriunde v-ați afla. Românii s-au unit acum un secol ca să fie mai mulți și mai puternici. De 30 de ani suntem tot mai puțini. Știu să combin. Cine ar trebui să fie vaccinat primul? Fiecare țară a răspuns diferit, dar numai România a pus pe primele locuri parlamentarii. Nu. Și hai să-ți spun, de fapt, care cred eu că este problema. La parlamentari știm că ei își pot desfășura munca și online. Hai să facem. Sunt niște oameni. Știu să câștig. Tocmai am venit să vă dau scorul. Câștigat eu. Yes! Știu, deci știi. Dar eu zic că am câștigat cu toții. Ne-am distrat, ne-am informat, știm și... Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. Știu că o să-ți placă.